micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Căștile. Salut, Tom Thomas! Adio! Nu mai ești prietenul meu! Ce? Am făcut ceva? Hă? Nolik? Bună! Mi-ai zis că nu mai suntem prieteni! I-am zis-o lui Johnny. L-am rugat să mă ajute la dictare, să-mi spună răspunsurile la căști, dar mi-a zis să învăț singur. Simt că o să le adore! Hei, Nolik, mă ajut și pe mine, te rog frumos? Bineînțeles că da! În cazul ăsta, ce sfat îmi dai ca să scap de test? Ei bine, spune că ai uitat să scrii! Oamenii au învățat cum să scrie acum foarte mult timp. Primii dintre aceștia au fost sumerienii. Ei foloseau un băț special cu vârful îndoit pentru a presa literele pe tăblițe din lut. Acest tip de scriere se numește cuneiformă, adică ascuțită. De unde știm ce a vrut să zică autorul? În China antică și Egipt, oamenii au inventat hieroglifele, unde fiecare simbol semnifică ceva. Încă sunt folosite astăzi. Și bineînțeles, nu ne putem imagina lumea fără alfabet. Fiecare simbol se numește literă, iar aceste litere pot să formeze cuvinte. Sunt mai multe alfabete în lume și peste 7000 de limbi. Deși cred că oamenii preferă astăzi să tasteze emoticoane în locul cuvintelor. Cum o să trec? Testul este într-o oră. Eu merg acasă. Hei, de ce nu-mi dictezi cuvintele? Eu? Autobuz? Nu așa, zi răspunsurile aici. Să mă urc în ele? Cred că mai bine mă suni. Știi, sunăm din altă parte, de pe TV. Testăm și conexiunea. Ah, înțeleg. Gata? Da. Super! Castravete, basket, anghinare? Hei, hei, stai! Mai ușor! Absolut! Ce absolut? Dictează cuvânt? Asta fac! Absolut! Și care e cuvântul? Absolut! Ah, cu O sau cu A? Unde? Dă-mi alt cuvânt. Sare. Mare. Sare, cu S. Poți să dictezi clar și tare? Excavator. Nu urla, te vor auzi. Ai zis să dictezi tare. Excavator. Escalator? V-vator. De ce cu V? Ai zis escalator. Nu excalator. Fiindcă n-am înțeles nimic de la tine. Sigur că nu! Căștile astea sunt defecte! Nu sunt! Nu știi tu să-mi spui pe silabe! Îți spun! Căștile sunt defecte! O să le repar! Tom Thomas este amuzant! Cum să meargă căștile fără fire? Poți să îmi spui? La ce te-ai gândit? Căștile sunt fără fir. Cum sunt? Căștile wireless sunt conectate la un dispozitiv prin Bluetooth. Acesta este simbolul său. Apasă și gadgeturile încep să trimită unde radio ca să se recunoască. Contact inițiat. Pune muzica ta favorită de pe telefon sau tabletă și sunetul se va auzi în căști. După ce le folosești, trebuie să pui căștile înapoi în cutia lor, care funcționează ca o baterie. Dacă sunt mari căștile, pune-le la încărcat în priză. Bravo!
Mersi pentru nimic, prieten. Am vrut doar să te ajut. Școala ne-a dat mesaj. Testul de mâine s-a reprogramat. Ura! Ura! Îți repar eu căștile. Acum ai destul timp să înveți, bine? Aha. Încep de mâine. Bună, Johnny. Vrei să vii să ne jucăm? Să învățăm? Ha? Mâine avem test la științe? Serios? Minunat! Bună, eu sunt Olic. La fel ca tine, sunt încă mic și în fiecare zi învăț lucruri noi. Deseori ajung în tot felul de situații trăznite. Urmărește episoadele noi în fiecare vineri de la 7 seara. Calculatorul. Wow, ce livrare rapidă! Un calculator nou! Ce faci? Să ne ascundem! Ai uitat că aproape n-au prins ieri? Ieri nu se pune! Știi ceva? Du-te acasă și nu te contrazice! Să vedem... Calculatorul este format dintr-un monitor, o tastatură, un mouse și o cutie ca aceasta care se numește unitate. Mai e numită și creierul calculatorului. Laptopurile sunt calculatoarele portabile. Ele au toate aceste componente în interiorul lor, chiar și o cameră. Spre deosebire de un calculator, laptopul poate să meargă și când este conectat la baterie. Și să nu uităm de telefoane, și ele sunt calculatoare. Pot să facă atâtea chestii și în cap chiar în buzunarul tău. Aha, înțeleg. Ești în calculator. Ce? Trebuie să-mi instalez programele astea și un antivirus. Poți face asta? E excelent. Să facem o fixi treabă. Fixi treabă? Așa zice fiul meu. E amuzant. Dar Texichi e în calculator? Nu ai nevoie de mine? Foarte bine, nu te deranjez. O, da, Texichi! Nolic, de ce ești aici? De ce vorbeai cu tatălui Tom Thomas? Ce? Fixichii nu vorbesc cu oamenii. În plus, am fost aici tot timpul. Atunci cine-i în calculator? Mamixichii! Nu am văzut-o deloc astăzi. Să scoatem de acolo! Aha, stai să văd. Să o salvăm aici. Nu pot să cred asta! Ce este? Mami Xiki? Da? Ce se petrece aici? Ai vorbit cumva cu el? Bineînțeles! Simca! Este în calculator! Ea vorbește cu tatălui Tom Thomas! Oh, nu! Uite, uite! Fata va fi pedepsită! Cine? Simca, aici erai! Ei bine, da! S-a întâmplat ceva? Unul dintre noi repară computerul lui tata! Uite! Dar toți suntem aici! Unde este bunicul? Exact! Bunicul este înăuntru! Asta e clar! Tatălui Tom Thomas l-a prins, l-a închis înăuntru și l-a făcut sclavul lui! Oh! Ești sigur? Da! Bunicul trebuie salvat! Urmați-mă! Bunicul! Ce se întâmplă? Am crezut că te-au capturat și te-au pus în laptop. Da, dar sunt aici, despre ce vorbiți? Da, Nolic, nici noi nu înțelegem despre ce-i vorba. M-am prins eu, nu e un fixichi acolo, ci este un tehnician. Ce naivi suntem! Un tehnician? Dacă ți s-a stricat calculatorul, trebuie să-l duci la magazinul de reparații. Dar dacă ai nevoie de ajutor să descarci o actualizare sau să ștergi un virus sau orice altă problemă, e mai convenabil să apelezi la un expert care lucrează remote,
adică din altă locație. Tehnicianul te poate ajuta indiferent de distanța la care te afli. E necesară doar o conexiune puternică la internet. Acum expertul poate controla calculatorul tău, rezolvând totul ca și cum s-ar afla în fața lui. De exemplu, poate rezolva problemele calculatorului sau să repare programe. Apropo, în zilele noastre nu numai tehnicienii pot să lucreze de la distanță, dar și alți profesioniști, programatori, bibliotecari, chiar și cercetători. E foarte tare, nu-i așa? E minunat! S-a rezolvat! Mulțumesc pentru ajutor! De fapt, mai am o întrebare. Un fixic în calculator. Cui a venit asemenea idee? De ce vă uitați la mine? Uitați-vă la tatăl lui Tom Thomas! El a apelat la suportul tehnic! Imprimanta 3D. Ic! Eu sunt mai rapid! Ești sigur, Frick? Hei, cum m-ai ajuns? Frick, noi suntem gemeni! Acum vom învăța ca toți fixichii! Asta e profesorul Eugenius? Aha, dar ce fac ei acolo? Copia dumneavoastră. Seamănă leit. Vă veți surprinde, elevii. Pe ei vor surprinde noi veniți. Eu împreună cu Simca și Nolic am păstrat asta secret. Surpriză, adică? Doar că, este un mare secret. Ai auzit ce suntem noi? Surpriză, zici, așa să fie. Nu e ușor să fim gemeni. Ne încurcă toată lumea mereu. De exemplu, eu sunt Frick. Eu Geek. Credeți că suntem la fel? Dar nu e așa. Frick poate scrie cu mâna stângă și se teme de gâdilici. Iar Geek, atunci când râde, se apucă de burtică. Lui îi place să exploreze calculatoarele, să găsească greșelile în program, să păcălească virusul. E specialist în asta. Frick este maestrul glumelor și a invențiilor. Iar împreună suntem o echipă și mereu inventăm ceva nou. Apropo, vorbim despre nou. Noi nu am fost niciodată la școală. Ne învață acasă bunii. Iar când am făcut cunoștință cu Simca și Nolic, am decis să încercăm. Suntem foarte curioși. Deși noi nu suntem de aici. Bună! Unde sunt restul? Verca ajunge imediat! Simca și Nolic se întorc mâine! Bună ziua tuturor! Hai! Salut! Eu sunt Fire! Tu ești nou? Ce ciufulit e! Eu sunt Frick! Arată bine aici! De fapt, e cea mai bună școală pentru fixichii! Îți vom arăta noi totul! Eu sunt Ula! Oh! Asta ce? Tu nu ai văzut niciodată un manipulator? Acum am văzut! Cum ai ajuns acolo? Unde? Acolo, acolo sus! Eu? Glumiți! Dar erai tu! Vorbiți despre copia mea! Care copie? Uitați-vă acolo! Fuge pe lângă borcane! Nu sunt borcane! Nu are importanță! Încă una! Și încă... Dar cum faci asta? Cu imprimanta 3D! Cu imprimanta 3D? Asta este imposibil! O imprimantă 3D poate crea orice obiect voluminos. E suficient să schițezi forma lui pe computer și să încarci materialele necesare în imprimantă. Și mai departe, mașina va face totul, singură. Va imprima strat cu strat tot ce a fost programat, ușor, ușor, până este gata totul. Păi pe așa un dispozitiv poți crea jucării, piese pentru motor și chiar și proteze. Dar un fixic sau un om real nu îl poți crea cu imprimanta 3D. Ești ingenios? Eu sunt Digit.
dar ceva nu știi. Îți arăt imediat. Ta-da! Oho! Arată ca unui al! Seamănă! Incredibil! Văd că deja ați făcut cunoștință cu noi voștri colegi. Profesore, e unul singur. Iar ăsta e o copie din printer. Sau invers. Ce surpriză! Copie, ziceți voi? Bună treabă! Doar că nu are capul drept. Nu-i nimic, îl îndreptăm imediat. Cum? Clasă, la treabă! Stați! Eu doar am glumit. El nu e o copie, e fratele meu. Eu sunt Geek, iar el e Freak. Sunteți gemeni? Ce tare! Era cât pe ce să ne păcăliți. Eu am spus că este imposibil. Sunt toți prezenți? Începem ora? Încă nu toți. Unu, doi, realitate trei, virtuală. Patru, cinci. Cine nu e gata, le-au cu lopata? Tu-l cauți pe Tom, iar eu pe Katia. Wow! N-am găsit pe nimeni așa repede până acum. Doar pentru că sunt mare, nu-i așa? Asta nu e o problemă și pentru Katia? Ea unde se ascunde? Voi sunteți așa de micuți încât vă ascundeți. Și toate celelalte sunt mai ușoare pentru voi. E sigur de asta? Aș fi bucuros să devin un fixic pentru o perioadă. Dar? Ce păcat că nu este posibil. Este posibil. Cum? Cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală. Așa e! Întâmplător, Katia are o pereche. Ce păcat că va rata cea mai interesantă parte. Ați prea bun, nu-i puteți găsi fără mine. Ups. În interiorul unei perechi de ochelari de realitate virtuală se află două lentile care primesc imagini. Ambii ochi văd imagini similare, dar filmările sunt realizate de camere așezate în unghiuri diferite, ceea ce determină creierul să creadă că este o singură imagine tridimensională. Indiferent de cât de mult vei întoarce capul, nu poți vedea marginile imaginilor. În plus, niște senzori înregistrează toate mișcările tale, astfel încât ochelarii pot fi folosiți să te joci, să crezi că ești într-o parte de distracție sau chiar să faci exerciții. Am terminat! Am pus un joc foarte tare! Acum vom vedea ce fel de fixic ești tu! Trebuie să te duci în bucătărie și să repar prăjitorul de pâine! În 5 minute! 3 vor fi de ajuns pentru mine! Pornește-l! Oh, totul e așa de uriaș! Oh, vai de mine! Sari! E prea sus! Ți-am spus că nu o să rezici nici măcar un minut. Tidiș! N-a fost așa de greu. Acum încearcă să mergi pe scări. Sunt doar 3 pași. Sigur! 133! Aleargă, Thomas, aleargă! Wow! Și unde sunt fixiborurile? Fixichii se bazează mereu pe propria inteligență. Tom Thomas, apucă frânghia din fața ta. Trebuie să încercăm și noi jocul ăsta. Șosețică? Bună, drăguțo! Șosețică? În casa mea? E o glumă. Sunt eu! Nu te bucura înainte! Încă trebuie să repar prăjitorul! Mai ai doar un minut! Cum o să fac asta fără rucsacul fixichi? Păi... Și asta este o glumă! Ajutați-mă! Ajutor! Ascunde-te!
suntem prăjitori, ești un fixie până la urmă. E întuneric aici înăuntru și părul meu nu luminează. Salvați-mă! Nu mai vreau să fiu un fixiki. Primii ochelari pentru vizionarea imaginilor tridimensionale au fost inventați încă din secolul al XIX-lea. Dispozitivul respectiv se numea stereoscop. Nu vă amintește de ceva? Astăzi, oamenii poartă ochelari asemănători atunci când vizionează filmele 3D. Dar să ne întoarcem în secolul trecut. Atunci a fost construit primul aparat de realitate virtuală pentru amuzament. Când o persoană și-ar fi introdus capul în acel aparat, s-ar fi simțit, de exemplu, ca un pilot de curse. Ar fi văzut imaginea, ar fi auzit sunetul și ar fi simțit mirosul. Și scaunul de sub el ar fi vibrat. În zilele noastre nu mai este nevoie să stai într-un singur loc. Pur și simplu pui o cască pe cap, iei o pereche de senzori și ești în joc. Ajutor! Salvați-mă! Ajunge! Dă-ți ochelarii jos! Cine sunt? Unde mă aflu? E ușor să fii un fixiki, nu-i așa? N-ai nicio grijă pe lume. Prefer să rămân om sincer să fiu. Am adus alt joc pentru noi. Măcar aici nu trebuie să mă ascund de nimeni. Din nou tu! Nu! Razele X. Foarte bine. Bine. Psst, profesorul se joacă din nou cu razele X. Fii atent, fac pariu că acum se va duce să le testeze pe Eliza. Pe cine aș putea să le testez? Eliza! Apropo, mă întreb, oare razele X funcționează doar pe oameni? Funcționează pe oricine. Secretul unei radiografii constă în folosirea razelor X. Aceste raze trec cu ușurință prin țesuturile moi, dar nu pot trece printr-un schelet, așa că umbra lui este imprimată pe un film. În felul acesta, doctorul poate vedea că dacă un os este fracturat sau dacă are o fisură și poate imobiliza imediat membrul accidentat cu un gips, astfel încât osul să se vindece corect. În ansamblu, razele X pot fi de mare ajutor, dar este foarte important să nu le folosim prea des și să purtăm întotdeauna o vestă de protecție atunci când o facem. Da, deoarece nu este o idee bună ca razele puternice să se răspândească în întregul organism. Crezi că suntem gemeni identici și pe interior, la fel ca pe exterior? Să-l rugăm pe profesorul Eugeniu să ne facă o radiografie. Îi spunem că suntem voluntari. Aha, ai uitat cumva că i-am sparte probeta? Sunt sigur că el nu a uitat. Atunci să ne facem singuri. Vino mai aproape de aparat. Profesore Eugenius, eu sunt un fel de cobai pentru dumneavoastră? Nu, Elisa, tu ești voluntar în numele științei. În numele științei? Dacă e așa, în regulă. Îmi ești de mare ajutor. Foarte bine, ia un loc, chiar aici. Bine, și ține mâna aici, perfect. Spatele drept, nu te mișca, ești pregătită, Elisa, acum? Zâmbește! Ai oase absolut minunate, Elisa. Ce este aceea? Ce? E o piuliță? Am nevoie de îngrijiri medicale urgent. Eliza, nu-i nevoie să exagerezi, nu e urgență. Pot să-ți explic totul imediat. Frate, de ce te-ai transformat într-o piuliță? Nu am făcut-o intenționat. Probabil că m-am cam speriat. Atunci încerc și eu. Sunt gata! Cum dau aparatul ăsta mai jos? Cât mai durează? Am reușit! Ba nu... Ai zărit peste tot și acum s-a blocat. Eliza, e doar o greșeală, o mică eroare a programului. Nu era nimic acolo. Sunteți sigur că nu e nimic? Eu sunt absolut... Eliza, vei vedea cu ochii tăi. Deci, Eliza, stai dreapta așa, acum te mișcă, bine? Ce este acolo? Se mișcă! Ambulanța! 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 Nu înțeleg ce. Din cauza ta, fotografia cu mine a ajuns pe filmul Elisei. Nu trebuia să te transformi într-o piuliță. Nu am vrut asta, s-a întâmplat pur și simplu.
Ah, deci voi cauzați probleme. Cum îndrăzniți să o speriați pe Lisa așa? Noi doar efectuăm un experiment. Testăm aparatul tău cu Razix. Da? Într-adevăr? Nu a mers. De fiecare dată ne-am transformat în piulițe. Toți fixichii au acest gen de reacție de apărare. Nici măcar razele X nu pot captura un fixichi în poze. Atunci când cineva îndreaptă către ei obiectivul unui aparat de fotografiat, un telefon sau o tabletă, ei se transformă imediat în șuruburi sau în piulițe. Nici măcar aparatul sofisticat cu raze X nu face excepție în cazul lor. Pentru fixichii nu este doar un obicei folositor, ci un reflex. Toți fixichii se nasc cu el, deși nu chiar toți știu că-l au. Dar numărul micuților fixichii care au fost protejați în felul acesta de contactul cu oamenii este atât de mare încât este imposibil de calculat. Sunteți pregătiți să vă dezvălui ce avem noi în interior? În corpul nostru se află un motor energic, o minte lucidă și un suflet curat. O regulă, stai calmă. Încercăm din nou, de data asta cu nimic în plus. Da, suntem identici în forma de piuliță. Din nou voi! Pune mâna pe voi, stați! Acum se înmulțesc! Elisa, nu te îngrijora, acestea sunt piulițele tale. Vreau să spun ale mele, aici erau, le-am lăsat în aparat din greșeală. Deci nu este nimic în mâna mea? Nu ai nimic, Elisa. Dar ce spui să-i mai facem o radiografie? În numele științei. Pilot automat. La stânga, la dreapta, înainte. Fric, de cât timp vorbești cu fixibordul? Degeaba râzi. Imediat setezi pilotul automat și el va fi cel care mă va conduce. Îi spun să plece și el va pleca. Pilotul automat nu trebuie să-i spui încotro să meargă. Ați văzut vreodată un avion care zboară fără pilot? Un tren fără conductor? Sau o mașină fără șofer? Este posibil așa ceva. Uneori, o mașină este condusă de un program special, pilotul automat. Dacă un om vrea să se odihnească, pornește pilotul automat, iar vehiculul se conduce singur, dar numai de-a lungul traseului stabilit de șofer. Acest lucru ajută la conservarea energiei și la păstrarea direcției de mers. Ai făcut-o în zadar, știam și fără tine, dar că ai uitat, Te crezi cel mai deștept, nu? Mai deștept decât tine? Eu am capul mai mare. Verificăm? Haide! Picuțule, stai așa. Dar acum, tu nu știi să măsori. Nici tu. Acum sigur măsurăm. Nici asta nu va funcționa. Vom măsura cu capace. Al cui cap nu încape, ăla e mai deștept. Eu primul am inventat asta, iar eu o voi face primul. Ba uite că nu. Ha. Încearcă tu. Ne trebuie ceva mai mic. Ai văzut? Mi se potrivește. Sigur nu e pentru tine. Nu. Trage. E destul loc. Nu merge mai mult. Victorie! Nu se pune. Încearcă și tu din nou. Nu te mai prosti. Oricum ai pierdut. Serios? Nu-l pot da jos. Ajută-mă. Și dacă o deșurubez? Sigur. Ai și alte idei?
Tăiem cu un fierăstrău. Asta e tot ce ți-a venit în capul tău mare? Să fugim după ajutor la Pasia. Grozav, și cum o să fug? Dacă nu-ți plac ideile mele, gândește-te singur. Perfect! O să merg după memorie. Funcționează la fel ca pilotul automat. Hei, ai greșit drumul. Pilotul tău automat e cam slab. Atunci, tu vei fi pilotul meu automat. Înainte! Mașinile moderne au devenit extrem de independente. Și nu e vorba doar de avioane cu pilot automat. În fabrici și magazine, roboții lucrează de mult timp alături de oameni. Mașinile sofisticate zboară singure în spațiu și explorează alte planete. Iar unele dintre ele pot desena, scrie poezii și chiar învață să cânte singure la instrumente muzicale. Prin urmare, în curând mașinile inteligente vor înlocui oamenii? Este puțin probabil. Chiar și roboților foarte avansați le lipsește cel mai important lucru: imaginația. La fel și capacitatea de a simți, de a gândi și de a visa. Aceasta este disponibilă doar pentru oameni și nu poate fi programată. Hai, hai! Încă un pic! Nu credeam că e atât de greu să fii pilot automat. Unde e Basia? Sunt aici. Geek, de ce porți chestia aia pe cap? Am vrut să vedem cine e mai deștept. Eu am câștigat. Să-ți bagi capul acolo e genial. Foarte inteligent. Nici eu nu mai înțeleg. Cum de-ai reușit? Turnul. Ce trebuie să învățăm chiar și când suntem acasă? Asta numiți voi să învățați? E doar un mic test. Apoi faceți ce doriți. Salutare! Încă mai învățați? Am trecut pe la voi ca să vă salutăm. Plecăm într-o călătorie. Wow! Singuri? Nu, cu bunica Fixichi. Ce e, Simca? O să-ți fie dor de noi? Chiar deloc. Dar o să fiți mult timp plecați? Poate pentru totdeauna. Ce vrei să spui? Nu puteți să plecați așa pur și simplu. Bunica a luat decizia. Vrea să vadă un turn neapărat. Putem să construim și aici o mulțime de turnuri. Dar de ce? Ca supliment pentru studiu. Nu e bine să nu cunoaștem structurile arhitecturale importante? Apropo, ce turn mergeți să vedeți? Am uitat. Ce stați acolo? Ajutați-mă! E ușor să dărâmi un turn făcut din cuburi, dar un turn adevărat poate rezista timp de 100 de ani. Înainte de a-l construi, inginerii caută un loc unde solul este stabil și nu se va scufunda. Arhitecții fac un model tridimensional al viitoarei clădiri. Apoi constructorii toarnă o fundație de beton și construiesc pe ea etaj după etaj. Dacă macaraua nu este suficient de înaltă, vor fi adăugate noi secțiuni la ea. Iar dacă turnul urmează să fie foarte înalt, atunci părțile pot fi aduse chiar și cu elicopterul. Ei bine, bunica a spus ceva despre acest turn? Nu. Atunci să construim unul nou. Poate că ar trebui doar să ne uităm la poze. Pentru cei care nu vor să construiască, rămâne de făcut testul. Desigur! La ce mi-era gândul? Acestea sunt perfecte! Acesta e? Nu! Pe acela l-a văzut de 100 de ori! Gândește-te! Despre ce mai vorbea ea? Păi bine, noi trebuie să plecăm. Stați! Vom construi încă unul acum!
Bunicule, ce ar trebui să le spună Tom Thomas părinților dacă văd toate astea? Va spune că le-a făcut de unul singur. Repede! Și de ce este bunicul supărat din cauza acestui turn? Măcar dacă ar fi vorba despre turn. Oamenii au construit turnuri încă din vremuri străvechi. Era mai ușor să privești împrejurimile de la înălțime. Dacă se apropia un inamic, primele faruri care luminau calea spre vapoare au apărut în aceeași perioadă. În evul mediu, oamenii au început să atârne clopote în turnuri. Dacă izbucnea un incendiu, un păzitor bătea clopotul și oamenii se duceau repede să ajute. Apoi, un ceas a fost instalat în turn ca oamenii să poată ști cum trece timpul. Apoi, și-au dat seama că este posibil să stocheze apă în interiorul unei astfel de structuri. Astăzi, cele mai multe clădiri sunt turnurile de televiziune. Dar nu doar ele, zgârie norii moderni sunt construiți pentru birouri și chiar ca locuințe rezidențiale. Nici acesta nu e! Sunteți siguri că zburați să vedeți un turn? Cum o pot opri? Să oprești pe cine? Turnul din Pisa. Wow, ce multe turnuri! Bunicul a construit pentru tine! Sunt geniale! Aproape ca originalele! Atunci rămâi cu noi! De ce trebuie să pleci undeva? Dacă-ți dorești, vom construi mai multe. Care-i preferatul tău? Nu știam că ești așa de sârguincios. Bunico, poate ar trebui să rămânem mai mult. Aici avem școala, prietenii. Ce mă fac eu cu voi? În regulă, așa să fie. Didiș! Voi veți rămâne cu domnul profesor și eu o să plec. Îi pot supraveghea și pe băieți, așa-i? Dar tot o să pleci? Nu-ți face griji, vor fi doar câteva zile. Cum să stau fără tine?